Orașul Chișinău marchează astăzi 580 de ani de la prima atestare documentară. Festivitățile dedicate acestei zile au început dis de dimineață. Care este atmosfera acum în centrul capitalei? Aflăm de la colegul nostru Adrian Prodan. Adrian, bună ziua! Bună ziua, Vasile! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Atmosfera, într-adevăr, este una de sărbătoare aici, în centrul capitalei, cu ocazia Hramului Chișinăului, după cum vedeți, de-a lungul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt. Preturile de sector au organizat concerte, expoziții de carte, pictură și floristică, admirată de sute de oameni care au ieșit din case. În acest an nu lipsește nici carnea de pe grătare, astfel mulți nu au rezistat și au gustat deja din frigărui copți. Acțiunile culturale vor avea loc pe tot parcursul zilei de astăzi și se va încheia de seară cu un concert extraordinar în Piața Marii Adunări Naționale. Totodată, la ora 15, vă așteptăm vis-a-vis de Primăria Capitalei la tradiționalul show culinar Poftă Mare Chișinău, organizată de Jurnal TV. În acest an, postul de televiziune va aduce bucătăria americană în centrul orașului Chișinău, unde va fi pregătită cea mai gustoasă și delicioasă supă de porumb.